Vor fi înlocuite lifturile din blocul Turn și se vor reabilita blocurile 21, 22, 23 din cartierul 13 decembrie. Sunt doar câteva dintre investițiile pe care reprezentanții primăriei Făgăraș le vor face din fondurile obținute prin grupul de acțiune locală Urban. Un grup de acțiune proaspăt constituit în vederea atragerii de fonduri europene. 7 milioane de euro vor să obțină edilii primăriei pentru a acoperi aceste investiții și nu doar acestea. Constituirea grupului de acțiune locală în mediul urban, am făcut modificările de rigoare conform ghidului solicitantului. Pe acest grup de acțiune locală putem accesa fonduri în valoare de 7 milioane de euro. Vă spun câteva investiții ce se vor face, se vor derula prin acest grup de acțiune locală și anume în cartierul Tudor înlocuirea lifturilor la blocurilor Turn în cartierul 13 decembrie, reabilitarea celor trei blocuri 21, 22, 23 și, de exemplu, în cartierul combinat, reabilitarea școlii generale numărul 3. Sunt mai multe investiții, dar ele vor fi anunțate ulterior după ce va fi aprobată strategia. Investițiile au în vedere persoanele defavorizate. Pentru familiile defavorizate, în principal, acea strategie și finanțarea strategiei se face pe integrarea romilor în comunitate și integrarea romilor în zonele funcționale. De acest punct de vedere am introdus și zona Negoiu, Manutanța, am mai introdus și zona 13 decembrie pentru că fondurile se dau pentru categorii de oameni care vor fi integrați în zonele funcționale ale orașelor. Reprezentanții primăriei Făgăraș vor să depună această strategie până la sfârșitul anului.